permiți să faci treaba asta. Hai să ajungem și la... Ia zi, ce sunteți test, pregătiți? Ce avem? Un test așa, să ne cât de bine vă cunoașteți voi. Da? Voi ați zis că e prima seară când venim împreună, să vedem dacă am făcut împreună. 10 ani de relație. Mulți deci, Doamne ajută, mulți ani. Care dintre voi are probleme mai mari cu gelozia? Cucu. Și ce trebuie să facem acum? Păi să răspunde, care am eu. Eu, nu, păi da, cum vreți voi. A, da? Eu. Dacă coincid răspunsul, înseamnă că sunteți sinceri. El! Păi dacă l-a recunoscut, dacă l-a recunoscut, ți-a ridicat la mine, dar nu-i mereu să mă mai apuc. Cum mai apuc? Și noi când te întrebam, mereu spuneai că nu, că nu, că nu. Nu, mă, dar dintre noi doi, dintre voi doi, cel mai gelos. El, dar nu, mă. Nu că ar fi foarte gelos, dar e mai gelos decât tine. Da, a, deci tu ești... Și oricum el, dacă face vreo... Și chiar dacă ar fi, ea nu spune. Vreo chestie așa de gelosie. Păi acum ai ridicat, ar fi fost fraieră să zică da. Eu. Așa? Eu fac mișto de el și atunci e... Gata, să închidem, da. N-are niciun motiv. Cine aduce mai mulți bani în casă? Când? Acum? Mai de mult? Da. Acum, să zic. Sau acum? Acum. Cam suntem parabara, cam pe acolo. Mai mult ea? Mai mult eu? Da. Păi, eu, de exemplu, eu cu cântările nu sunt așa constant. Opa, mâine mă duc să cer mâine, nu, da, cântările mele nu sunt în toate sezoanele, la fel. E adevărat. Și atunci la ea e un de salariu când... constant, da. Și da. Constant, și atunci când sunt cântările mele mai multe sau în perioada respectivă, urc eu și... Am înțeles, da. Am înțeles. Da. Cine face reproșuri mai des? Eu. Oh. Eu. Femeie, mă. Ce vrei? Femeie. Cine, ce întrebare ai? Întrebare... A, da, bravo, el. Păi ce, nu mai bă, deci iarăși mi-ai reproșat. Eu îi spun, n-ai pus aia acolo, iarăși ai uitat. Da, e un pic. N-ai sunat-o pe doctorul. E fiseloc, așa. A, deci el e mai... E și bătrân. Nu, frate, sunt și asistentul ei. Că o să îmbătrânești urât, Savi. Deci, frate, sunt și asistent, dar trebuie să mă plătească că sunt asistent, că îi aduc aminte. Sună doctorița, du-te acolo, fă acolo. Mamă, ce rău e. Ai plătit aia, n-ai plătit aia, dă-mi mie. Deci mamă, ce rău e. Ești pisăloc, mă, nu ești asistent, ești pisăloc. E groaznic. Urăsc chestia. Decât să fie banca pisălogă că n-ai plătit rata, mai bine să fie soțul. Corect. Cine minte mai mult când vine vorba de câți bani ați dat pe haine? Cine minte mai mult? El. Adică cine ascunde? Adică dai bani, dar nu minte, adică îmi spune, dar în general el dă bani mai mulți pe haine. Da, nu mă zic, cine păcălește, adică n-am dat drag atât, am dat mai. Nu. N-am dat 1000, am dat 500. Cât ai dat pe ăștia? 200. A, bă, era de la un mort, mai că. Pălărie de mort. Bă, era la reducere. Nu prea avem motive așa. Deci vă spuneți... Da. Una grea. Cine bea mai mult? Opa. E grea rău. Ai patru de dat. Aoi, se vede. S-au întors patru scaune. Grea sau foarte ușoară. Băi, dar vreau să spun ceva. N-am văzut om mai lucid la băutură ca Tavi în viața mea. Da. Deci poate și mai simpatic. Și mai simpatic. Poate să bea toată noaptea. Da. Toată noaptea poate să bea. Da. Și duce la băutură, dar nu este super simpatic și super mișto la petrecere. Da. Așa zice lumea despre mine. Ideea e că nu pierd firul niciodată. Aia, să nu pierzi firul, știi? Da. Și oricum fac toate tâmpene. Îmi pun în cap lucruri. Nu știu de ce. În cap, da. Da. Tu spui chestii. Tu spui chestii. Am fost la Epic acum un an, a venit Tinu, era, ai ce seama, după ce bei, se face foame. Zice, bă, avem noi niște burgeri, dar erau pe mese, bă, pline, numai de pahare și de sticle, nu știu ce. Și a venit Tinu cu aia, cu, bă, un platou de 2, 5, 10 burgeri, așa. Unde să-l pun? Pune, bă, la mine pe cap. Cum adică, mă? Bă, a stat, toată lumea să servea cu burgeri. Da, am o bolă să-mi pun, lucruri pe cap, da. Anul ăsta a fost pahar. Da. Cine aduce mai mult în discuție foștii? Da, de ce? Nu știu, da, nu. Poate, da. Nu știu, da, chiar, de ce? Asta nu e o întrebare. Nu mi se pare. Nici că am atâtea, mă gândesc că nici da, la... Da, am avut odată o discuție despre treaba asta, ne-am povestit. Da, n-ai de ce. N-ai și de apropo ce. De chestia asta ce mi-a zis Gabriela, cum mă vrăjea ea la început, ea pe mine spunea, eu le mulțumesc tuturor fostelor tale iubite pentru că ești ceea ce ești acum și m-am îndrăgostit de tine așa cum ești acum. Te-au format. Da. Bine, bine. De asta îmi dădea, bă, băiatele, îmi dădea să-mi zic, băi, dă-te, da? Poți să le chem și pe ele să fim cu... Ce cam, bă, nu știu, acum dacă îmi permiteți umor negru, fac și eu ca fata, dar tu ar trebui să stai liniștit, că la ea a fost tu săracul. N-are cum să... Doamne iartă, Doamne iartă, mă, că era prieten cu mine, nu vă spăra. N-ai, nu mai ești. De ce te-ai uitat la mine și nu te supăra? Nu, zic, ea, nu, Gabi, nu se supăra că ea a fost... Că eu stau pe locul ăla și mă așa. Nu, tu mă... Dar nu se supără în ideea că am fost prieten și mă rog, da. Ce sănătate are numărul din iulie din anul 2000 al revistei Playboy pentru voi? N-are niciun semn... Pentru Tavi e întrebare. Pentru mine. Băi, eram mică, ce știu că eram plecat din țară, nu știu ce. Număr de colecție, așa și zice. Da.
mie mi-a plăcut mai mult FHM-urile alea pe care le-ai făcut. FHM, da. Erau foarte mișto. Dar tu atunci cumpărase revista? O știai? Din Playboy? Nu știu. Că era plecat din țară. Păi, na. Da. Nu știam. Nu. Cu revista la sub braț? Da, după ce ai cunoscut-o pe Gabi, ai răspărit revista. Deci n-ai avut așa după un... Da, l-ai găsit în pod. Da. Nu, aia nu am găsut, doar FHM-urile. Mișto era să ne spună care a fost... Ești aia? Acum o caut. Nu, eu am crezut că te-a văzut în revistă înainte să te vadă în realitate. Asta era mișto să povestească, dar nu. E, zice Antonu, da, sigur, da. Da. Care dintre voi este mai zgârcit? Eu. Eu nu. Opa. Da, bine, mai economă. Sunt mai echivernisită un pic, știi? Eu când dau la toți. Să fie da, bine. Așa zic toți strângătorii. Mă, bă, sunt mai schivernit. Așa, da. Așa făcea și Bordea și mânca în caserolă de la mol. Băi, nebunule, ia-o pe aia, du-te să vă plimbați cu lume. Da. Da. Am aici, ce dreptate aveai. Da. Deci eu sunt mai schivernisit. Da. Nici schivernisea la ta nu e foarte bună, știi? Da, nu, 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 că sunt... Nu cu tine, nu e zgârcită cu tine, da. Nu. Și, dar să zice în momentul în care simt ăla, că se sare... Ăla care e zgârcit și cu el, bă, băia. Da. Da. În momentul în care simt că sare calul... Păi, atâția ani nu mi-am cumpărat nimic și eu am să luăm copii. Acum am și mie cheful de viață, mi-au frate. Normal. Serios, da, deci 2-3 ani a fost și pandemia, nimic nu mi-a luat. Bine, așa și aveam. Dar, băi, și pe aia mea s-a deschis un pic și mie. Hap! Înainte când intram în mall, numai la magazine pentru fetițe mergeam. Acum e al doilea magazin, am început să mă duc pentru mine primul. Opa. Și e un pas înainte, zic eu. Până cresc, că după aia iarăși se inversează. Și pentru Gabi, al câtelea e? Nu, mă duc pentru ea. Așa, așa. Mă duc pentru ea, dar fârșesc, am luat mie ceva. Acum îmi dau seama că o înțeleg. Pentru că am văzut-o, ai fost la Cătălin, nu? La Măruță, la un podcast. Da. Și spuneai că ai cam rulat un milion pe care de fapt nu l-ai văzut. Adică te înțeleg când treci până așa ceva. De asta o înțeleg și eu. Nu? Da. Așa de mult? Un milion? Da. Mamă. Era în perioadă, tu erai în perioada Canal D. Da. Salarii bune. Da, 20.000 de euro. Că știe toată lumea ce să mă mai ascund acum. Să vorbim mai aproape de microfon. Atunci. Atunci. Da, să vorbim mai aproape de microfon. Că nu a, mai aproape. Da. 20. Da, da, da. Nu, da, da. Nu, no, asta, asta nu te bază, trebuia de parte. Te-au înjurat mult. Alo, alo, șefa, că avem o șefă nou. Alo, șefa, 20.000 de euro. 20.000 de lei e sumă. Da. Bă, da, erau. Da. Cine are tendința să se laude mai mult? Nu. Nici eu nu mă laud. Dar de ce o nu, eu nu mă laud, eu doar îi spun, uite, bine cum sunt. Nu mi-ai mai zis de mult. Tu îi prezinți realitatea. Exact, îi prezinți realitatea asta, nu e laudă, fată. Cine face cele mai multe crize de nervi și din ce cauză? Gabriela. Da? Din orice, muncește, nu trebuie nu să am... Din punctul meu de vedere de ce, muncește mult și uneori... A, de stres. Nu din cauza stresului. Mie mi se pare că oamenii care mă înconjoară trebuie să înțeleagă doar din dacă prima, am repede. Clipit așa, înțelegi? Că... Repede, da. Și uneori ești... Depinde la cine ai pretențiat, la Tavi poate, dar la străini... Da, păi da, ce am zis? Că mă enervez cu străinii, măi? Okay, da, trece repede sau ții supărarea, ții nervii? Am învățat o tehnică și am zis, băi, da. 7 secunde. Decât să fim supărați numai bine. Cine face primul pas? Uite, asta e. El. Bă, da, dacă găsești o de asta, da, e mai înțelept decât mine din punctul un truc de ăsta e perfect, știi? Da. Băi, gata, uite, nu mai. Sau ne oprim, nu mai vorbim o oră de treabă. Avem motive reale de supărare? Avem motive reale de nervi? Nu. Păi da, exact. Respirăm. Da, da. Cine nu vrea să vândă casa? Măi, eu. Că a fost o discuție, știți că vreți da, să o dați. Da, da, da. A da. Fost o discuție și ne-am gândit. Da. Sinceră să fiu, eu la momentul acesta i-am și zis că zicea, hai să vindem casa și să... Unde ai zis să luăm? Că nici n-a reținut. A zis că vreți să veniți mai spre oraș. Nu, în România? Păi nu, ai zis... Eu cumpăr în paruhale, că așa și-o vinde cu 4 milioane. Da, bravo. Îți dau gof. Așa. Și i-am zis, băi, mă leg cu lanțul de caloriferul pe care nu-l avem și nu mă mai muți de aici. Nu, e foarte greu. Nu mai vrei, gata, nu? Nu mai vreau, că e greu. Mi-am dat seama că e greu. Și ați făcut și ceva frumos acolo. Da. E frumos, dar e mare rău, mă. Chiar frumos. Fetițele o să plece. O să rămâneți cu ea foarte mare. Atunci mai vedem. Atunci desfac lanțul și... Da, și o luăm pe alu Hales. Exact. Cos caloriferul și... Da. E adevărat că parcă după ce ai tras
ani întregi să o vezi pusă la punct, să o dai, da. E un pic... Dar care a fost motivul principal? Tocmai că era mare. Am zis că e mare, mai curumse, mai și câștigăm niște bani din... Cumpărăm una mai mică un pic și mai rămân niște bani cu care poți să faci ceva. Cred că Andrei nu știe metri, dacă spune metri pătrați, eu am fost în casă. Ai fost la ei? Ai văzut, deci e mare. Eu n-am fost doar de metraj. Ai văzut și partea ce ne-a făcută? Aia ne-a făcută, n-ai văzut-o, cred. Că mai e una la gri, o parte, o doua acasă. Știu, unde vrei să-ți faci un studio? Da, studio. Planul tău de muncă. Păi, exact. Are vreo 500 de metri construiți cu aia sau fără? Nu, cu aia sunt 670. Oricum, numai living-ul la parter, zici că este din ăsta, ballroom. Da, da. Da, zici că e ballroom. Studio vostru. Da, așa ați vrut-o voi mare sau așa e? Așa am vrut-o noi. Da. Păi când o desenezi pe asfalt, că noi nu știam, prima casă, vine la cuvarul și zice, a, păi ce ai, mă? Am trecut aici în baie, după aia începe să ridice pereții. Da. Gri. Zici că băi mai mare, când îi face și albi. Mare între mare. Volumul, că nu mai e, înțelegi? Așa e, așa e. Între da. Volumul da, și atunci mare. Adică foarte mare în ideea să o încălzești, să o întreții, să o... Da, nu e chiar atât. Noi am făcut o casă optimizată, adică avem... Da, mă rog, e foarte bine izolată. E foarte bine izolată. Da. E... Am investit atunci normal, niște bani normal. Și acum se văd rezultatele. Dar oricum costă. Nu ți închipui că la 670 de metri costă 2 lei. N-ai cum. Și noi încălzim și tot, adică nu mergem în mansardă două zile, cine... dăm pe roșu. Hai că mai sunt întrebări. Cine între voi este mai încăpățânat? Ia. Je. Hai că încep să câștigi la puncte. Nu, e knockout deja, Tavi, e knockout. Cine caută primul pe care după ceartă ați răspuns? Eu, da. Cine este mai dezordonat? El. El. Război. El. Sunteți dezordonat la mine în dressing. Și la mine în dressing, bine, că am luat. Ați răspuns că am dezordonat. Stai că n-ai specificat unde. În general, acasă eu sunt... Acasă eu sunt mai ordonată, eu sunt pentru că el își aruncă șosetele peste tot. Da. Așa. Și da, știi care faza este următoarea. Dar unde sunt. Deci, fetele au văzut acest obicei prost. Sunt o străie așa pe canapea. Și își aruncă și ele, băi, în același loc, își aruncă și ele șosetele, dar așa. Nu cred. Exact, și da, să știi că oricum copiii fac așa, indiferent dacă văd sau nu văd. Da. Și au văzut așa că acolo e zona de aruncat șosete și... Da, gata, am revenit. Am pus și ne pregătesc și ceva artistic în seara ta. Da, facem o cântare mai târziu. Da. Acum, nu mai e puțin, nu mai e mult. Cine își negociază mai bine contractele? Opa. Acum nu ia zis, oricum. Acum că ne-ai zis că ai... Deci nu ia. Ai zis. De ce? Nu știu cum? Ce să fie. Nu? Da, o ajuți? Adică... E cum a avut milionul de ajut, dar după aia mă retrag. Îl lasă cu flerul ei și cu... Știi? Dacă aș fi locul ei, mamă. Dar ea nu e managera ta. Voi nu lucrați în parteneriat, nu? Și nici eu al ei, deocamdată. Păi, până mă enervez. Nu v-ați gândit la asta? Sau de ce nu? Eu oricum nu l-aș manageria suntem bine. Suntem doi artiști noi cu ale noastre, nu suntem niciunul da, foarte... Dar tu ai manager. Eu am manager, partea de cântat, da. Pe partea de cântat, da. Da. Păi da, pe partea de cântat. Deci... Să vedem, aici... vedem cum mai decur lucrurile. Dacă mă supăr, o să-mi manageri. Cine spune mai des te iubesc? Amândoi, mai mult ea, cred că un pic. Mai mult tu. Mai mult eu? Da. Cine nu sunt și eu fiecare... zăpăcit? Eu îi zic în somn, mă, foarte des. Vorbești în somn. Tu îmi zici în somn. Zic fără nume, ca să nu fie problemă. Da, stai așa. De acum să spui, te iubesc cu CNP-ul cu tot, ca să se știe. Data de naștere, da. Totul. Cine are mai mult succes în carieră? Aici, știi, e o chestie foarte fină să accepte. Dar e foarte partener. Mișto să... Ce vorbeam, partenerii ce vorbeam de cunoscuți de multe ori poate din de... gelozia. Da, și ce vorbeam de America Express, scuză-mă, de cum o cheamă zi, Iulia Albu cu soțul, care pare că nu digeră foarte bine tare, că ea e persoană publică. Mi se pare și foarte tare să-i recunoști partenerului că, nu știu, e peste tine, să recunoști pentru că e o familie și e frumos să bucură. E ego. Nici măcar nu e o comparație așa. Da, nu, asta... Eu mă bucur de orice reușită al ei. Eu am, să zicem, o carieră mai lungă decât a lui. Și mai vizibilă, pentru că ești zilnic pe televizor. Și asta e adevărat, da. Dar... Nu, întrebarea se referă la cine credeți că are mai mult succes, nu ca rivalitate. Uite, vrei să spun așa ca un barometru? Am fost plecați săptămâna asta și săptămâna trecută. Lumea venea mai degrabă la el să facă poze cu el, pentru că erau mulți români
și mai degrabă la el venea lumea să facă da, și pentru adică tine a venit să... o domnișoară de la 50 de kilometri de Roma să-ți aducă o floare, că ne-a văzut fără pe supărare. Facebook. Și eu cred că un star rock sau un artist în zona muzicii este mai iubit decât un prezentator. Da, dar la fete, la nu contează. Nu contează. Așa cred eu, așa am simțit și eu. Deși singur vin oameni, nu știu ce, dacă mai sunt cu cineva, bine, nu pun pe Bidman care... Da. Dar cineva în zona ta și știi de ce? Pentru că oamenii din zona ta, cântăreți, actori, le aduc alt soi de bucurie. Corect. Asociază da, imaginile, asociază imaginile unui artist din muzică sau din teatru, cu sentimentele film, pe care... Și mai trăiești, o treabă, știi? Sunt văzut mai rar. La noi, pe mine, ne-a văzut în fiecare seară. Da. În fiecare seară. Pe un artist de rock, vă, în perioada de promovare. Dar mie mi se pare ok să fie așa. Da. Deci, da. E normal, noi ce emoții să le aducem? Un scandal la TV. Azi îi place de tine că ai zis ceva bine, mâine nu mai ai zis ceva bine. La ei da, nu-i place melodie, da. Nu poate să se supere. Da, 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 da. Și te iubesc etern, mai ales. Dar oricum nu ne-am gândit la asta. Nu, da. Nu, chiar nu ne-am gândit la lucrul ăsta. Cine are vicii de care nu poate scăpa? Nu poate, nu vrea. Da. Ai înțeles? Ia uite-l, primul de care s-a demascat. Bă, dacă vrei, dacă vrei, scapă de ele. Dacă nu vrei, normal că nu vrei. De ce le spunem vicii până la exact, mă, adică nu. Ce, fumat? Da, mai bag, mai... Da, dar doar când beau. Fumat. Păi, atunci, și-o lasă. Fumat. La Tavi e campion. Campion. Da, nu e contra reclamă, dar e un campion din punctul ăsta de dacă se apucă de treabă, nu știu. Băi, bine că n-am alte prostii. Nu, așa nu bine, bine că beau un șpriț, dar n-am altele. Așa trebuie. O băutură corectă. Nu duce nimeni de aici, cât duce Tavi. Cât duci, Tavi? Cât duci? Câte ore? În litri, în ce? Pentru mine, Tavi e campion. Hai, campionul meu. Hai, nu-l mândresc eu unde mă duc. N-aș fi zis. Eu mă mândresc eu dacă... Băi, nu mai vorbi așa, că se uită mama. Ne detonăm toți direct. Eu duc un litru de tărie fără să am mai un litru? Într-o seară. Tavi se joacă cu litru lungă. O seară lungă. De exemplu, de la 4... Nu, să zicem de la 8 seara până la...